Salut! Pe măsură ce îmbătrânim, ne confruntăm cu diverse modificări ale corpului nostru, ceea ce face din ce în ce mai important să acordăm atenție dietei noastre. Micul dejun este una dintre cele mai importante mese, deoarece dă startul proceselor metabolice și furnizează energia necesară pentru întreaga zi. Prin urmare, alegerea unui regim alimentar sănătos devine esențială pe măsură ce îmbătrânim. O dietă echilibrată, care include nutrienții necesari, este esențială pentru menținerea unei stări bune de sănătate. Alegerile alimentare corecte pot ajuta la prevenirea apariției bolilor cronice, cum ar fi diabetul, bolile de inimă și chiar anumite tipuri de cancer. Un mic dejun nutritiv pune bazele unei zile energice și pline de viață, ceea ce face vital să vă planificați cu atenție prima masă a zilei. Astăzi vreau să vă împărtășesc 4 dintre cele mai benefice alimente pentru micul dejun pentru adulții în vârstă, așa că asigurați-vă că urmăriți acest videoclip valoros până la sfârșit și împărtășiți-l cu cei dragi. Să începem! Primul aliment pe listă sunt ouăle. De ce ouă, v-ați putea întreba? Pe măsură ce îmbătrânim, păstrarea masei musculare devine din ce în ce mai importantă pentru sănătatea generală și mobilitatea. Consumul unei cantități adecvate de proteine este un factor cheie în menținerea masei musculare, iar ouăle sunt o opțiune excelentă pentru un mic dejun sănătos. Acestea conțin proteine de înaltă calitate care furnizează organismului toți aminoacizii esențiali necesari pentru construirea și repararea țesutului muscular. Un motiv pentru care ouăle sunt deosebit de potrivite pentru micul dejun este faptul că proteinele sunt mai bine absorbite dimineața în comparație cu alte momente ale zilei. După o noapte de post, corpul nostru este mai pregătit să absorbă nutrienții. De ce sunt ouăle benefice pentru bărbați? Ouăle de găină sunt o sursă excelentă de proteine de calitate și aminoacizi, care ajută la construirea mușchilor. Prin urmare, ouăle ar trebui să facă parte din dieta bărbaților care fac sport. Beneficiile ouălor pentru femei. Ouăle sunt un aliment extrem de nutritiv care este de asemenea scăzut în calorii, ceea ce le face ideale pentru gestionarea greutății, menținându-vă sătul mai mult timp. În plus, ouăle au un impact pozitiv asupra sistemului nervos, ajutând la combaterea depresiei, a epuizării nervoase și a oboselii cronice. Consumul regulat de ouă reduce de asemenea riscul de apariție a cancerului de sân. Beneficiile ouălor pentru copii. Valoarea nutritivă a ouălor în alimentația copiilor este incontestabilă. Albușurile de ou conțin aminoacizi esențiali pentru creșterea celulară și dezvoltarea creierului. O componentă valoroasă a albușurilor de ou este lizozima, care distruge bacteriile dăunătoare și ajută la prevenirea răspândirii virusilor. Făina de ovăz. Al doilea aliment de pe această listă este fulgii de ovăz. Este o opțiune clasică și nutritivă pentru micul dejun, ideală pentru adulții în vârstă. Fulgii de ovăz sunt o sursă excelentă de fibre care ajută la curățarea organismului. Beta-glucanul găsit în fulgii de ovăz poate reduce semnificativ nivelul colesterolului din sânge. Consumul regulat de fulgi de ovăz pentru micul dejun poate ajuta la reducerea riscului de boli cardiovasculare. Există nenumărate moduri de a prepara fulgii de ovăz, iar alegerea vă aparține întotdeauna. Pentru a face fulgii de ovăz mai gustoși și mai nutritivi, puteți adăuga fructele, fructele de pădure sau nucile preferate. Fulgii de ovăz pot fi consumați calzi, reci sau chiar folosiți la copt. Este un ingredient versatil care poate fi incorporat în dieta dumneavoastră în multe moduri. Data viitoare, când aveți nevoie de un mic dejun rapid și sănătos, luați în considerare fulgii de ovăz. Încercați să preparați un castron de fulgi de ovăz sănătos și bucurați-vă de gustul și beneficiile sale pentru sănătate. Iaurt natural. Al treilea pe listă este iaurtul natural. Pe măsură ce îmbătrânim, incorporarea produselor lactate fermentate bogate în proteine în dieta noastră poate fi incredibil de benefică. Acestea conțin probiotice care îmbunătățesc digestia și susțin sănătatea intestinală generală. În plus, produsele lactate fermentate sunt o sursă excelentă de calciu, care este vital pentru menținerea oaselor puternice și prevenirea osteoporozei. Iaurtul natural este o opțiune excelentă cu numeroase beneficii pentru sănătate. Includerea produselor lactate fermentate în dieta dumneavoastră zilnică ajută la îmbunătățirea funcției digestive, vă menține oasele sănătoase și vă permite să vă bucurați de un mic dejun delicios și nutritiv. Brânza de vaci. Al patrulea aliment pe care să-l incluzi în dieta ta este brânza de vaci. Bogată în proteine, brânza de vaci este o alegere ideală pentru micul dejun pentru adulții în vârstă. Aceasta conține aproximativ 25 de grame de proteine la 100 de grame, furnizând organismului dumneavoastră nutrienți esențiali. În plus, brânza de vaci este ușor digerabilă, ceea ce o face perfectă pentru cei cu probleme digestive.
Vitamina A din brânza de vaci ajută la întărirea sistemului imunitar. În plus, brânza de vaci este sărac în calorii, ceea ce este deosebit de benefic pentru adulții în vârstă care se pot lupta să mențină o greutate sănătoasă. Includerea brânzei de vaci în dieta dumneavoastră vă ajută să vă simțiți sătui fără a consuma prea multe calorii. În general, brânza de vaci este un aliment versatil și nutritiv, care oferă numeroase beneficii. Este bogată în proteine, ușor de digerat și conține vitamine și minerale importante. Încorporarea brânzei de vaci în dieta dumneavoastră vă poate ajuta să vă mențineți corpul sănătos și puternic pentru anii următori. Legumele. Nu mulți dintre noi sunt obișnuiți să mănânce legume la micul dejun. Cu toate acestea, adăugarea legumelor la micul dejun bogat în proteine vă poate oferi un impuls de energie care durează ore întregi. Proteinele vă pot ajuta să vă reduceți apetitul, în timp ce fibrele din legume încetinesc procesul de digestie, lăsându-vă să vă simțiți sătul pentru mai mult timp. Dacă legumele crude nu sunt preferința ta, le poți coace sau le poți include într-un smoothie. Tu ce preferi să mănânci la micul dejun? Împărtășește meniul tău sănătos pentru micul dejun în comentarii. Pâine din cereale integrale. Pâinea din cereale integrale este făcută din făină măciunată într-un mod special. Boabele sunt măciunate o singură dată, iar amestecul nu este cernut pentru a îndepărta germenii sau tărâțele. În timp ce resturile necernute nu afectează procesul de coacere, acestea își păstrează proprietățile benefice. Majoritatea micronutrienților și vitaminelor se găsesc în straturile exterioare ale bobului. Făina din cereale integrale poate proveni din grâu, orez sau secară, producând o pâine mai densă și mai grea comparativ cu pâinea obișnuită. Pâinea din cereale integrale are un impact pozitiv asupra stării pielii, părului și unghiilor. Ajută la pierderea în greutate, stimulează productivitatea și stabilizează starea emoțională. Carbohidrații din pâinea integrală se descompun lent, ajutând organismul să mențină energia și concentrarea pentru o perioadă mai lungă de timp. Peștele roșu. Știm cu toții că peștele roșu ar trebui să fie un element de bază în dieta noastră. Experții subliniază faptul că acesta conține o cantitate mare de acizi grași omega-3 benefici, care ajută la reducerea riscului de modificări ale vederii legate de vârstă. S-a constatat că omega-3 întârzie degenerarea maculară. Peștele roșu este de asemenea o adevărată sursă de vitamine, ceea ce îl face deosebit de important pentru adulții în vârstă să îl includă în mod regulat în dieta lor. Se recomandă consumul a aproximativ 3 porții pe săptămână, fiecare porție cântărind aproximativ 150 de grame. Această cantitate este suficientă pentru a ajuta la menținerea unei stări bune de sănătate. Cu aceasta încheiem videoclipul de pe canalul nostru. Puteți găsi multe alte videoclipuri interesante despre beneficiile și riscurile legumelor și fructelor, precum și despre boli și tratamentele acestora. Așadar, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să dați click pe clopoțel. De asemenea, v-aș fi recunoscător dacă ați împărtăși videoclipul cu familia și cu cei dragi. Pe curând!